Să zicem că intrați pe pagina unui event și vedeți aici că scrie 2500 de oameni invitați. Și te întrebi cum a reușit cineva să dai invite, pentru că tu dacă mergi aici la invite friends, trebuie să te apuci să pipești pe fiecare. Și ca să pipești 2500 de oameni, durează ceva timp. Și atunci cum să inviți? Și sunt mai multe soluții. În general, poți să te duci la Google și să cauți Chrome plugin Select All Friends, ceva de genul ăsta. Față e că eu am încercat mai multe plugin-uri de Chrome și nu prea mi-a reușit. Era o vreme când mergea, acum nu mi-a mai mers. Poate e ceva temporar și probabil că după un timp, dacă cauți ceva de genul ăsta, o chestie de genul ăsta, o să găsești un rezultat bun. Eu am testat și nu prea mi-a funcționat. Soluția în cazul ăsta poate fi una, să te apuci să cauți să testezi toate plugin-urile, păi găsești unul care merge. Mai există, în afară de plugin, există JavaScript, o altfel de soluție care, de exemplu, presupune să pui în loc de URL de aici, să pui un JavaScript, să nu știu ce. E un pic mai tehnică chestia aia, dar nu trebuie plugin, ăsta ar fi avantajul, dar e un pic mai tehnic și mai complicat. Eu prefer cu plugin. O alternativă e mult mai simplă decât să folosesc Chrome. Eu, chiar dacă e browserul meu principal, specific pentru chestia asta, folosesc Firefox. Atunci am Firefox-ul deschis și cauți Firefox Invite Friends și obții rezultatul ăsta, obții plugin-ul ăsta. Deci, primul pas să-ți instalezi Firefox în afară de Chrome pe care îl folosești doar pentru chestia asta, te loghezi la Facebook, vizitezi eventul și așa arată eventul ăsta pe Firefox. Și dai aici Invite Friends. Și după ce ți-ai instalat plugin-ul ăsta, ai opțiune Add to Firefox și urmezi toți pașii. Nu știu ce. O să-ți apară aici Select All. Dai Select All și dai Send. Și dacă aș da acum Send, s-ar trimite la toți care, pe care i-am în lista respectivă. Îi dau un refresh. Invite, mi-a apărut Select All, i-a selectat pe toți și dacă aș da Send, i-aș invita pe toți. E neanulabil, adică dacă am invitat, nu cred că pot să anulez și atunci nu o să invit doar ca să vă arăt, dar în principiu așa se face. Vizitezi eventul, dai refresh, te duci aici, Invite Friends, Select All, aștept să-i selecteze. Send. Sunt sigur că sunt și alte variante decât cea pe care vă recomand aici. Asta e cea pe care o folosesc eu și îmi funcționează simplu. Sunt și altele, am testat, dar decât să iau toate plugin-urile de Chrome sau decât să folosesc JavaScript, mi-e mai simplu să instalez Firefox doar pentru aspectul ăsta, pun plugin-ul de față și rezolv problema. Succes!